feribotul, cred că gata. Începe treaba. O să plecăm astăzi, mă rog, la noapte, la 4 dimineața. Trebuie să plecăm către o insulă, avem de mers cu autocarul, după care cu feribotul și am înțeles că de acolo să înceapă cursa. Bye, David! Mi-am pus coadă de la la uscat, pe geam. Concurenții Asia Express au plecat la primele ore ale dimineții cu un feribot către o destinație necunoscută, iar acolo s-a dat startul pe drumul Comorilor. Înainte să urce pe feribot și să plece spre aventura vieții lor, cele 18 vedete și-au umplut timpul cum au știut mai bine. Frații Ristei au cântat. It will be to show me how you feel more than words. It's all you have to learn to make it real. Then you wouldn't have to say. Șef Sorin Bontea și-a abandonat jobul care l-a făcut celebru. Răzvanelule, te-am pus la treabă, ce faci? Îmi prepar susul meu. Nu știu. Păi, fii atent, tu gătești și eu cânt în emisiunea asta. Gata, ne-am scos. Ne ducem la gara. It's perfect. Ia-uzi. Ce cu tuc-tuc. Foarte tare. Wow, uite, știu ce colivie, Rica. Am colivie. Asta în timp ce fetele încercau dulciurile asiatice. Dacă vă fac o păcuță. Crezi tu? Da. Eu cred că simte. E sigură? Eu nu prea, dulciuri. Eu am noroc că ea nu mănâncă dulciuri deloc. Eu mănânc dulciuri noctop. Cine se mai uită la calorii când din clipă în clipă puteau auzi celebra frază cursa începe acum. Ce mănâncă? Da, i-am mâncat, e ceva de poate, ce Alina, n-ai ce acum? Acum am venit prea de zi, mai doar o ce? Poftă mare! Mersi! Au râs, s-au amuzat pe ce urmează să li se întâmple în cursă, dar finalul e departe. Avem adrenalina pusă undeva de o parte și când o să începem, o să apelăm la bagajul de adrenalină. Haide, freșule! Mi se pare o țară extraordinară, dar temperatura... Sper să nu ne este o umiditate fantastică. Ne dorim să fim foarte simpatici, așa cum suntem de obicei. Gina, să ne spui în continuu. Salutare, dragă, frumoșilor, simpaticilor! Aici toți suntem simpatici, boi. Simpatici, da. Zima! Nu mai am răbdare, stăm aici, ne-am relaxat, suntem foarte relaxați, nu. Stăm degeaba, trebuie să înceapă nebuneala. E bine că acum cât am stat ne-am cunoscut un pic și am aflat că unul fuge de șerpi, unul fuge de scorpioni. Slăbiciuni, da. Asta, slăbiciunile și plusăm pe ele. În rest abia aștept să mă uit încolo și să fac cu mâna la mașini pe stradă. De asta mie, dacă trec de primul, dacă am oprit prima mașină, pentru mine concursul e gata. Că n-am făcut asta niciodată. Pentru noi ce am văzut până acum e bine. Ne avantajează. Fiecare, eu sunt mai diplomat, el e mai tranșant. Fiecare echipă are plusurile și minusurile ei. Mi-am dat seama că s-ar putea fetele să aibă un avantaj. Ne-a zis cineva aici că femeile sunt foarte respectate în Filipine și le tratează într-un mod foarte preferențial. Așa că s-ar putea să aibă un pic noroc cuplurile de fete, însă am aflat că dacă îi zici unei domnișoare filipineze Ola Bebeco, Bebeco e o formulă de Alin pentru el. Eu am aflat astăzi că sunt vreo 90 ceva de specii de pești, era bine dacă erau pești, de șerpi și scorpion care ți se bagă în încălțăminte, au așa un petiș cu încălțăminte. Trebuie să spui șosetele ca soldați, așa frumos să nu-ți intre. Și avem și jellyfish, avem și foarte multe chestii care te pot înțepa sau te pot mânca. Hello, my friend! Hello! Ia uite, copiii toți, băi, uite, vezi că așa o să mergem și noi. Hello! Aoleu, o să ni se trân de voi. Sunt sigur că exact cu genul ăsta de troșcalete... Nu, sperăm că cu genul, că exact cu genul ăsta de troșcalete să mergem, pentru că sperăm să oprească mașinile la noi. O să oprească, mai ales la tine. Salut! Bă, dar v-ați luat și mie înghețată? A, o luam mai multe. Mulțumim, hai că asta e ultima zi.
sincer, eu am mare emoție, pentru că în fiecare moment poate să înceapă cursa și nu știm nimic. Nu știm ce se întâmplă și abia așteptăm să înceapă. Suntem în stand-by, așa. Suntem ca și eu, ca și cum aș fi băut 3 cafele de azi dimineață și eu de obicei nici nu beau. Zborul a fost foarte ușor. Ce a făcut? Eu am vărsat un iaurt. Nu, eu am dormit pe zbor, aia înainte de zbor ne-am vărsat iaurtul pe laptop, lucruri normale pentru noi. Adică ne-am rupt geamantanul, da, ne-a urmărit deja ghinionul, este ok. Hai să jucăm, frate, să oprim o mașină. Hai să vedem ce se întâmplă pe bune. Dacă fac așa. Oprește? Nu oprește nimeni, evident. Nu oprește nimeni. Nimeni. De mâine potopul. Nu știm ce urmează.